Rareș Bogdan, fosta vedetă a postului Realitatea TV, în prezent candidatul numărul 1 pe lista PNL pentru alegerile europarlamentare, ajunge și la Severin. Joi 28 martie de la ora 16, acesta va fi prezent în centrul municipiului, la Fântâna Cinetică și mai apoi pe strada Crișan, pentru a discuta cu severinenii. Anunțul a fost făcut astăzi de către numărul 2 în PNL Mehedinți, prin vicepreședintele Daniel Cârjan. Joi 28 martie, în drobeta turnul Severin, se va afla candidatul Partidului Național Liberal pe locul întâi la alegerile europarlamentare, domnul Rareș Bogdan. Va avea un program de întâlniri cu cetățenii între ora 16 și ora 17.30. Zona în care se va întâlni și va discuta cu cetățenii este zona Fântânii Cinetice, zona Castelului de Apă și zona Alea Pietonală Crișan. De aceea invităm toți severinenii care vor să stea de vorbă cu domnul Rareș Bogdan, toți cetățenii care vor să-i adreseze întrebări, să-i semnaleze probleme, nereguli, să vină în această perioadă între 16-17.30 în zona indicată pentru a se întâlni cu domnia sa. În aceeași zi, de la ora 17.30, la Palatul Culturii Teodor Costescu, va avea loc Consiliul Director Județean, unde va fi prezent și președintele PNL, Ludovic Orban. Va fi o întâlnire cu activul de bază al PNL Mehedinți, iar subiectul principal al discuțiilor vizează organizarea campaniei pentru alegerile europarlamentare.